Cele două amendamente la bugetul de stat care vizau bani pentru municipiul Orșova, susținute și prezentate de către senatorul PSD Mehedin Silviu Mazilu, în plenul Parlamentului au fost respinse de către actuala coaliție de guvernare. Senatorul social-democrat a solicitat bani pentru blocuri sociale care să fie destinate celor care locuiesc în focarul de infecție numit Ghetoul California, precum și pentru reabilitarea stației de depurare din Orșova. Și în acest mandat, senatorul PSD Mehedin Liviu Mazilu dorește să acorde sprijin locuitorilor din municipiul Orșova. Acesta a venit în plenul reunit pentru votul pe bugetul de stat cu două amendamente extrem de importante. Din păcate, ambele amendamente au fost respinse de către actuala coaliție de guvernare PNL-USR-UDMR. Primul amendament a vizat solicitarea unei sume de 20.994.000 de lei a creditelor bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării pentru construirea a 4 blocuri sociale pe strada Ghioceilor din Orșova. Cu voia dumneavoastră să sar la 1622, marginal. 1622, cu mențiunea că vor reveni colegii mei. Propunem suplimentarea cu 20.994.000 lei a creditelor bugetare prevăzute în anexa 3.15.04, cod program 49, la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului construire socială strada Ghioceilor, municipiul Orșova, județul Mehedinț. În prezent, în municipiul Orșova, o perlă a Dunării, se află două blocuri de locuințe sociale chiar în centrul orașului, puternic degradate, cu impact major asupra curățeniei în zona, asupra impresiei pe care o fac turiștilor și, mă rog, cu toate celelalte servicii. Aceste locuințe sunt puternic degradate și viața locuitorilor de acolo este improprie, practic, nu pot trăi în condiții civilizate. De aceea propunem construirea unui ansamblu de 4 blocuri pentru locuințe sociale, extrem de util sănătății municipiului Orșova. 138 de voturi pentru, 216 contra, 2 abțineri. Amendamentul a fost respins. Un alt amendament solicitat a fost suplimentarea cu 18,7 milioane lei la bugetul Ministerului Dezvoltării pentru reabilitarea stației de epurare din Orșova. Marginal 1647, propunem suplimentarea cu 18.700.000 lei la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea obiectivului realizarea lucrărilor de reabilitare a stației de epurare cu treaptă secundară în municipiul Orșova, județul Mehedinț. Lucrările sunt foarte întârziate, România riscă să intre în infringement pe acest subiect. Sursa de finanțare, fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru și acțiuni generale ale Ministerului Finanțelor Publice. Mulțumesc! 143 de voturi pentru, 217 contra și 3 abțineri. Amendamentul a fost respins. Parlamentarii PSD Mehedinț au depus foarte multe amendamente prin care au încercat să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru, însă actuala guvernare nu a ținut cont de doleanțele socialdemocraților, respingând toate investițiile propuse care urmau să îmbunătățească nivelul de trai al mehedințenilor.